Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată ce anume reprezintă pentru voi statul, țara voastră, poporul vostru? Eu înțeleg că amestec aici împreună câteva noțiuni care semnifică lucruri diferite, dar o fac intenționat. Aceste noțiuni sunt strâns și profund legate. Și apropo, exemplul nostru al Republicii Moldova, cred că este unul dintre cele mai reușite pentru a exemplifica toate problemele legate de autoidentificare, că noi le avem pe toate. Deci, să începem cu țara. Ce o fi asta? Ce înseamnă pentru voi țara Republica Moldova? Entitatea cuprinsă între frontierele desenate pe hartă? Și dacă ele se schimbă, ne ajutăm imaginea din cap la frontierele noi sau ne încăpățânăm cu acele vechi? De pildă, Transnistria. Pentru voi mai e Republica Moldova sau deja v-ați resemnat în privința acestui teritoriu și nu-l mai considerați al nostru? Dar oare pentru transnistrieni cum e aceasta? Și apropo, dacă majoritatea transnistrienilor, singuri și neinfluențați de nimeni, vor considera că nu mai doresc să fie parte a Republicii Moldova, care va fi atitudinea dumneavoastră? Ar trebui ținuți cumva contra dorinței lor sau dreptul cel de autodeterminare totuși contează? Evident, eu nu mă refer la referendumurile lor precedente petrecute cu armata de ocupație pe teritoriul lor. Și evident nici nu vreau să discut aici viitorul și soluțiile pentru conflictul transnistrian. Doar vreau să explorăm limitele la ceea ce înseamnă pentru noi țara. Sau, de exemplu, poporul Republicii Moldova. Ce o mai fi și aceasta? Ce înseamnă a fi moldovean? Am evitat cuvintele naționalitate sau etnie din motive evidente. Republica Moldova este multietnică și în recensămintele populației avem drept autoidentificare a respondenților moldoveni, ruși, ucraineni, găgăuși, bulgari, români, evrei, romi și multe alte naționalități. Și anume așa, noi toți ne autodefinim naționalități diferite și nu avem vreo identificare comună decât cetățenii ai Moldovei sau persoane care au ajuns să locuiască în aceleași granițe. Nu prea avem un numitor comun, noi toți acei din Republica Moldova. Desigur, aceasta contribuie la conservarea limbii și culturii fiecare din componentele populației noastre, însă uneori este un obstacol în edificarea unui popor unic, să spun. Existența la mai multe națiuni în aceleași frontiere nu e ceva atât de neobișnuit. Pe harta lumii pot fi găsite multiple exemple diferite pentru toate gusturile. Uitați-vă, de exemplu, la Statele Unite ale Americii. Există diaspore naționale destul de rezistente. Dacă întrebați pe cineva naționalitatea sa, vă spune că este irlandez, polonez, italian, evreu sau mexican. Mai dificil cu urmașii coroane britanice, care au intrat cândva în rebeliune, și cu afroamericanii, pe care sclavii au rupt cu rădăcini din culturile lor naționale. Însă dacă veți întreba general cine sunt ei, vor spune Citizen of United States, sau modest își vor atribui denumirea întregului continent și vor spune American. Și în pofida inevitabililor probleme interne ale unui stat cu atâta lume diferită, aceasta unește. Pentru statele relativ recent create cu imigrare masivă, aceasta e ceva oricum normal. Mai complicate cu statele istorice, să le spun, care au mai multe națiuni pe teritoriul lor. Exemple bune ar fi Elveția, Belgia și, evident,
Republica Moldova. Și aici noi avem o problemă chiar cu denumirea statului, fiindcă pentru alte națiuni de la noi, de a se auto-identifica drept moldoveni, ar însemna să se piardă în așa numita națiune titulară, să fie confundați cu acei de națiune moldovenească. Și apropo, la unii există și o referință externă la care se pot relaționa o sursă secundară de identificare, un stat cu aceeași naționalitate de bază. România, Rusia, Ucraina, relativ recent Israelul. Dar gândiți-vă la situația găgăuzilor, de exemplu, care nu au altă patrie decât Moldova. Deja de câteva secole ei locuiesc aici și Republica Moldova este unicul stat cu care se poate identifica națiunea lor. Și oarecum tragic, dacă ei vor începe să-și spună moldoveni, poporul găgău se va pierde complet din istorie. Dar să revenim la întrebarea mea. Dumneavoastră, când vă gândiți la concetățenii noștri, cum îi identificați? Niște moldoveni generici? Sau cumva sunt separați românii de ruși și găgăuzii de bulgari? Dar dacă sunteți de altă naționalitate decât moldovean, cum vă identificați? Tot după naționalitate? Sau ca un moldovean generic, un cetățean al Republicii Moldova? Dar care sunt atributele statului în sine? Ce e statul pentru dumneavoastră? Președinția, parlamentul, guvernul, polițistul care patrulează străzile, fiscul care îi plătiți impozitele, ambulanța care vine în cazuri de urgență, grădinița și școala? Apropo, toate aceste întrebări care par oarecum teoretice multora dintre noi, sunt extrem de acute pentru cei care au plecat să locuiască peste hotare. Dumneavoastră, cei plecați, cum vă auto-identificați? Ce spuneți când sunteți întrebat cine sunteți? Nu de unde, cu asta e simplu. Cine? Cu timpul preluați identitatea locului, a țării unde locuiți. Deveniți american, englez, francez, italian, rus? Sau toată viața rămâneți un moldovean din Moldova, sau un rus moldovean, sau un evreu moldovean? Uneori aceasta e mai simplu, când mediul cultural e apropiat și un moldovean în România sau un rus de la noi în Rusie se vor integra mai ușor. Și peste un timp unica ce va mai rămâne va fi nostalgia după bomboanele de la bucurie. La fel pentru copii și tineri, de regulă e simplu, ei se integrează mai mult sau mai puțin ușor, adoptă cultura locului unde locuiesc, indiferent care ar fi el. Pentru unii adulți, tot. Știu lume care a plecat undeva fiindcă toată viața visase să locuiască acolo sau toată viața visase să plece de aici. Pentru ei toți e destul de ușor să îmbrățișeze o nouă cultură. Și mai știu oameni care în epoca noastră a globalizării s-au desprins deja de o cultură concretă, devenind niște adevărați cetățeni ai lumii. Însă majoritatea dintre noi avem niște rădăcini destul de profunde în cultura noastră. Unii dintre noi nu dorim să le rupem, alții nu putem. Și așa ajungem să ne trăim viața prinși între două culturi, a țării de unde am plecat și a țării care ne-a găzduit. Acum, evident, nu vreau să dramatizez. De obicei, grijile cotidiene și câștigarea unei bucăți de pâine între străini nu prea lasă timp pentru introspecție și nostalgie. Și probabil gândurile despre aceasta, despre locul nostru în lumea în care ne-am mutat, ne vizitează doar în serile luni sau în weekendurile singuratice. Cred că un bun indicator al integrării ar fi cercul de comunicare. Ce ne comunicați mai mult? Bine, în afara serviciului și altor comunicări forțate. Din cine e compus cercul vostru de comunicare? Conaționali? Reprezentanți ai altor diaspore cu care unește sentimentul de a fi străini acolo? Sau cu reprezentanți ai poporului gazdă?
Răspunsul la această întrebare vă va spune, cred, cât de integrat sunteți. Sau, de exemplu, știrile consumate. Știți, ascultați, priviți mai mult știri de acolo unde sunteți? Sau în fiecare seară răscoliți iar și iar site-urile de știri de acasă să aflați ce se mai petrece aici? Apropo, internetul și rețelele de socializare au schimbat semnificativ esența și, dacă pot spune așa, orientarea diasporilor. Anterior, oamenii plecați de acasă erau rupți de țara lor și interacțiunile erau rare. Dacă era o comunitate mai mare, încercau să creeze pe loc o insuliță de cultură națională, cu încercări de a integra asta în viața de acolo, de a păstra și transmite aceasta. Astfel s-au proliferat ziua Sfântului Patrick, pizza, piniata, mâncarea chinezească și pastrama. Apropo, pastrama este unicul cuvânt din limba engleză de origine română și el a fost preluat de la imigranții români și basarabieni de origine evreiască din SUA de la finele secolului XIX, începutul secolului XX. Pe când azi internetul permite o conexiune strânsă cu viața de acasă și o implicare puternică în ceea ce se petrece acolo. Aceasta, desigur, este un beneficiu enorm pentru noi, cei rămași, aducându-ne mult din experiența de viață de peste hotare, noi viziuni și noi modalități de a face chestii obișnuite. Și probabil implicarea diasporii în viața de acasă este un puternic agent al schimbării. Însă, datorită faptului că o parte mare din energia creativă a diasporii este orientată spre casă, urma lăsată de ei acolo unde trăiesc este probabil mult mai mică. Și după ce va trece prima generație de emigranți de la noi, nu va mai rămâne mare treabă din diaspora noastră. Copiii, desigur, vor ști că sunt de origine moldoveni sau români și vor mai ști câteva cuvinte în română și cam atât. Dar, până la urmă, întrebarea mea era despre altceva. La ce anume se referă afinitatea dumneavoastră față de țară? La pământ, la oameni, la instituțiile statului, la simbolurile sale oficiale? Desigur, presupunând că această afinitate există. Sau dacă guvernul ar fi nevoit să plece din Chișinău și ar continua de acolo unde va fi să se numească Guvernul Republicii Moldova? Vă veți mai considera reprezentați de guvernul cela? Ați jubila că a plecat? Deși aici tot există gradații. Una e dacă guvernul e tot pe teritoriul țării. Ca, de exemplu, guvernul român în 1916, care a fost nevoit să părăsească Bucureștiul. Sau rușii care au părăsit Moscova în 1812. Sau fuga lui Carol I la Anglie din Londra în timpul Parlamentului Lung. Dar poate fi și guvern în exil, ca, de exemplu, guvernul Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial. Sau, de pildă, guvernul în exil al Estoniei, care a existat de la ocuparea acestei de URSS și până în anul 1992, când a fost recreat statul independent, Estonia. Un exil temporar intern nu pare așa mare treabă. Bine, dacă să facem abstracție de cauzele lui, care de regulă sunt foarte dramatice. Dar oare ce efect are asupra locuitorilor capitale această plecare a autorităților? Dacă ați fi chișinăuian și ați ști că guvernul fuge, iar pe dumneavoastră v-a lăsat de izbeliște, cum ați reacționa? V-ați simțit trădat? Sau ați accepta necesitatea păstrării unui guvern legal, fie și în afara capitalei? Sau și una și alta. Dar dacă țara noastră ar fi construită în jurul capitalei, țineți minte, în episodul 13 povesteam despre Republica Chișinău. Dacă crearea și dezvoltarea statului ar fi pornit de la capitală și identitatea statului ar fi strâns legată de ea, ce lovitură ar fi aceasta pentru autoidentificarea dumneavoastră și pentru identificarea dumneavoastră cu țara? Fiindcă în Republica care se numea Romană, la sfârșitul ei, exact aceasta s-a întâmplat.
Roma totdeauna a fost centrul și nucleul ei în jurul căruia a crescut totul. Și la începutul războiului civil, senatul Romei și conducerea Republicii au părăsit Roma și au fugit. Și cred că nimic nu putea fi mai simbolic decât această separare între orașul etern și conducerea sa. Momentul când senatul și poporul Romei au devenit senatul aparte și poporul aparte. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garștea și vă prezint episodul 26, Războiul Civil. În episodul precedent ne-am oprit la momentul traversării de către Cezar a râului Rubicon. Am mai spus, el era probabil pe deplin conștient de importanța acestui pas și de urmările pe care le va avea el. Pentru Cezar personal, pentru Republică, pentru istorie poate mai puțin. Urmările pentru istorie le vom putea vedea noi. Ca atare, Cezar avea cu el doar o singură legiune. Ultimele luni, el tot încerca să convingă senatul despre intențiile sale pașnice și că nu vrea să prezinte un pericol, de aceea își ținea legiunile prin Galia. Așa că la momentul declanșării crizei, el avea doar circa 5.000 de oameni la dispoziția sa, poate chiar mai puțin. Dar principalul său avantaj era, ca de obicei, viteza de operare. Nimeni nu se aștepta că el va începe să avanseze doar cu o singură legiune. Și el nu-i dădea deloc timp inamicului să se regrupeze, să analizeze situația, să-și facă planuri. Blitzkriegul fulgerător al lui Iulius i-a luat pe toți absolut pe nepregătite. Deși Blitzkrieg fulgerător e un pleonasm, Blitzkrieg asta și înseamnă război fulgerător. Orașele de la frontiera de nord a Italiei deschideau porțile unul după altul în fața sa. Și desigur, în fața armatei sale, îndreptându-se spre Roma, s-a format un șuvoi de fugari. Anume de la ei în Roma au aflat despre avansarea lui Cezar. Și aceasta a strânit în oraș confuzie și panică. Ce înseamnă această avansare a lui Cezar? Fiindcă ultimul astfel de exemplu și unicul de altfel pe care îl știau și țineau minte romanii era marșul lui Sula spre Roma, care s-a finalizat cu listele de proscripții și capetele celor uciși expuse în forum. Apropo, putem vedea groaza crescând în scrisorile lui Cicero către Atticus, când el se întreba despre cine noi vorbim, despre un general al poporului roman sau despre Hannibal? Evident, toți, optimații, senatorii, ecuștri bogați, au venit la Pompei. El era cei cui i-au încredințat apărarea Republicii. Toți l-au luat la întrebări ce el planifică să facă, cum el planifică să apere Republica. Și aici era o mică problemă. Pompei nu avea legiuni. În Italia erau acele două legiuni cedate anterior de Cezar, însă ele aveau un mare neajuns, nu doreau să lupte contra lui Cezar. În genere, Iulius era unul dintre generalii cei erari care reușesc să capete fidelitatea absolută a ostașilor săi, pentru care soldații sunt gata să meargă la moarte sau măcar și până în India. Evident că fostele lui legiuni au refuzat să lupte contra lui. Iar mobilizarea anunțată de Pompei nu mergea deloc bine. Am mai povestit în episodul precedent, lumea percepea acest conflict ca o răfăială între cei de la putere, o luptă lor între ei, care nu avea nicio treabă cu Republica și cu interesele ei. Plus, chiar era dificil să aleagă părțile în așa o situație. Pe impecabilul Cato, despre care toți înțelegeau că e un apărător al Constituției și a modelului secular de funcționare a statului, sau pe Cezar, care era un lider al popularelor, prima lege a cărui a fost să distribuie pământ săracilor, și care a lărgit cu atâta teritoriile Republicii, și care, pe lângă toate, mai avea și câteva legiuni călite în 8 ani de război în Galia. Și
senatul brusc și-a dat seama că tot jocul acela cu mărirea mizelor pe care el îl inițiase cu Cezar era doar un blaf, o căcelma. Și când Iulius nu a dat înapoi și a decis să verifice mâna senatului, dacă tot e să folosesc terminologie din poker, acesta avea doar o pereche de valeți. Cineva dintre senatori îl învinuia pe Pompei că i-a indus în eroare și din cauza sa Republica a ajuns în război civil. Cineva îl ruga, sarcastic, să bată cu piciorul în pământ. Țineți minte anterior când Pompei fusese întrebat dacă va avea legiuni suficiente, el a spus că e de ajuns să bată cu piciorul în pământ și din el vor răsări ostași și călăreți. Acum, deși aceasta era o exagerare, evident Pompei nu mințise. La finele războaielor cu Mitridate, el rearanjase complet harta Orientului apropiat. Și avea acolo o mulțime de regi clientelari care își datorau înscăunarea lui Pompei și care au fost înscăunați cu cuvintele. Cândva, și poate această zi nu va veni niciodată, eu s-ar putea să cer să-mi întorci această favoare. Păi iată, ziua aceea totuși venise. Pompei putea convoca sub standardele sale armatele tuturor regilor din Est, doar că pentru aceasta era nevoie de timp. Și Pompei, un strateg militar, vedea o chestie evidentă oricărui strateg militar. În condițiile existente, Italia nu putea fi apărată. Nu în timpul cel restrâns pe care le lăsa lor Cezar cu avansarea sa fulgerătoare spre Roma. Pompei a anunțat că el nu intenționează să apere Roma și se va retrage din Italia pentru a-și aduna și regrupa oștile. Și Pompei, ca un strateg militar, nu vedea o chestie evidentă oricărui politician. Pentru Republica, aceasta era o lovitură enormă de imagine, legitimitate și mai ales încrederea populației. Fiindcă Pompei propunea la toată conducerea Republicii să se mute cu el în Grecia. Ironia era că totdeauna administrația orașului, dar și autoidentificarea romanilor era legată numai de oraș, de Roma. Nu prea suna bine senatul Romei cu sediul în Farsală. Această decizie e un exemplu de decizii din acele de care deseori istoria le pune în față și la care orice ai alege este rău. Când ai de ales răul mai mic sau mai grav, decizia rațională este evidentă, dar inacceptabilă. Ca de exemplu alegerea din fața lui Nicolae Iorga din 27 iunie 1940, era noastră evident, la care el exclama: ne batem, blestem pe noi dacă nu ne batem. Și oricum în pofida blestemului s-a decis să nu ne batem, fiindcă uneori ceea ce e corect și ceea ce e rațional sunt chestii diferite. Am mai spus în episoadele precedente, Pompei nu era politician. El era militar și s-a ocupat de soluționarea problemelor puse în fața sa militarește, rațional, eficient și hotărât. A fost ordonată evacuarea Romei, anunțându-se că cine va rămâne în oraș va fi considerat trădător. În această perioadă de panică și confuzie generală, toți se uitau la autoritățile general acceptate, la reperele morale. Cato, evident, îl susținea pe Pompei. Însă tot ce se petrecea a fost pentru el o lovitură foarte puternică. După ce el a pierdut gambitul cel a inițiat contra lui Cezar și țara se pomeni în stare de război civil, el a îmbrăcat haine de doliu și întâlnea noutățile despre orice luptă, orice bătălie, ca pe o tragedie personală. Indiferent de ceea ce ne-o câștiga, el știa că orice ostaș căzut în ele era un cetățean roman. Cicero la fel era foarte dezorientat. El recent fusese plecat în Cilicia, drept proconsul, în anii 51-50. După ce Crassus fusese învins de parți, romanii se așteptau la careva operațiuni ofensive din partea acestora în continuarea războiului.
Aici, iarăși, el, în obișnuitul său stil de guvernare, moderat și corect, a câștigat simpatia localnicilor, a calmat panica apărută în așteptarea parților și a pregătit provincia pentru apărare. Parții au atacat Siria, provincia vecină, unde guvernator era Gaius Cassius Longinus, ofițerul care a condus retragerea legiunilor romane după înfrângerea lor de la Carii. Cicero îi veni în ajutor și împreună au reușit să obțină câteva victorii contra parților. Oricum, în plin proces de derulare a crizei ce a dus la declanșarea războiului civil, Cicero lipsea din Romă. Evident că el urmărea tot ce se petrecea și ducea o corespondență vastă cu toți principalii protagoniști, dar influența lui asupra evenimentelor a fost destul de redusă. El îi scria lui Atticus, prietenul său, că în aceeași zi primea scrisori și de la Cezar și de la Pompei, fiecare dintre ei căutându-i suportul și cerându-i sfatul. Cicero îi simpatiza pe ambii și încerca să găsească vreo soluție acceptabilă pentru toți, însă fidelitatea lui final aparținea oricum Republicii. El a revenit în Roma în noiembrie, anul 50 înaintea noastre, și a nimerit exact în mijlocul evenimentelor ce au dus la declanșarea războiului. Senatul urma să-i acorde un triumf militar și el aștepta în afara orașului decizia, după cum era primit. Și așa, de la oricare distanță, el urmărea acest gambit al optimaților și sfârșitul lui nefast. Și, apropo, el, probabil, mai bine decât oricine, înțelegea gravitatea și tragismul acestei plecări din Roma. Dacă mai țineți minte, el a fost anterior exilat în timpul terorii lui Clodius și a gustat din plin amarul traiului în străinătate. Și știa că un cetățean roman aflat în exil nu mai este un cetățean roman. Scrisorile sale din perioada aceea sunt pline de disperare și dezorientare. Sau, de exemplu, Marcus Junius Brutus. Cred că e cea mai potrivită persoană pentru a vedea cât de confuz era totul. Mama sa, Servilia, era sora de pe mama a lui Cato. Și tot ea a fost, probabil, dragostea vieții lui Cezar, ei menținând legătura și fiind amanți pe parcursul la mulți ani până la moartea acestuia. Anume de la Servilia era scrisorica pe care o primise Cezar în senat când se audea cazul lui Catilina, și Cato susținea că notița e legată de conspirație. Se zvonea că anume Cezar ar fi fost tatăl lui Brutus, însă aceasta era puțin probabil, diferența de vârstă între ei era de doar 15 ani. Așa că tatăl său era cel mai probabil Marcus Junius Brutus cel bătrân, pe care l-am mai menționat în episodul 22 și am spus că el nu e important, dar fiul său va fi. L-a menționat în legătură cu răscoala lui Lepidus, imediat după moartea lui Sulla, o încercare de revenire a popularilor la putere când dictatorul a dispărut. Păi iată, Brutus seniorul a fost înfrânt de către Pompei, care și l-a ucis, fără judecată. Brutus juniorul însă și-a început cariera politică în echipa lui Cato, mergând cu acesta pe Cipru, când Cato includea insula în componența Republicii. După aceasta, el a fost guvernator în Cilicie, chiar înaintea lui Cicero. Și Cicero, ajungând acolo, a descoperit că Brutus a făcut bogății enorme, folosindu-se de poziția sa de guvernator. Însă, în Roma, despre aceasta nu se știa și Brutus era privit ca un promițător, deștept și corect tânăr, care se afla chiar în miezul acestei încălcituri de interese și toți așteptau decizia lui. Și Brutus și-a exprimat suportul pentru Pompei. Chiar dacă acesta îi ucisese tatăl, chiar dacă era oponentul omului care a fost toată viața apropiat mamei sale, el a considerat că idealurile și legile Republicii trebuie apărate și Pompei e unicul care o poate face. Așa că și el s-a alăturat evacuării anunțate de către Pompei și a părăsit Roma, ca și majoritatea senatorilor, care după o noapte nedormit au decis să plece din Roma.
Și în timp ce Pompei a anunțat că oricine nu-l va urma va fi considerat trădător, Cezar a anunțat că oricine nu-i va opune rezistență va fi considerat aliat și nu are de ce să se teamă. Practic, el a spus, oameni buni, căutați-vă de viața voastră, dacă nu vă opuneți mie, nu am treabă cu voi. Eu nu sunt Sula. Apropo, anume în această perioadă se manifestă cel mai vădit clemența, indulgența sa. Deși în unele momente ale războaielor galice el a fost crud, oricum pe fondul generalilor timpului era încă foarte blând. Însă, de exemplu, în timpul judecății membrilor conspirației Catilinei, el a fost acel care s-a pronunțat contra pedepsei cu moarte, spunând că aceasta este ilegală. Și în timpul acelorași războaie galice, el nu odată ierta triburi cu care s-a războit și chiar le ajuta să-și reia viața pașnică. Dar acum el a făcut din aceasta o regulă generală. Când captura în luptă un inamic, el îl ierta și îi dădea drumul. Și evident că, începând încă de pe timpurile cele, istoricii tot se ceartă dacă aceasta era doar o acțiune pentru imagine sau ținea de caracterul lui Cezar. Oricum ar fi, contează faptele și nu motivele din spatele lor. O mulțime de oameni și-au păstrat viețile datorită lui. Prima mare confruntare armatei lui Iulius a avut-o cu un fost consul, care câțiva ani în urmă candidase cu scopul explicit de a-l rechema pe Cezar din Galia. Fostul consul era un exemplu de aristocrat clasic, în cel mai rău sens al cuvântului. Îngânfat, nu foarte deștept și atât de plin de sine încât nu asculta de nimeni altcineva. El avea probleme nu doar cu Cezar, ci și cu Pompei. De ce nu i-a urmat ordinul de a se alătura cu legiunile sale armate ce se retrăgea, ci a încercat să opună rezistența lui Iulius? Dar locuitorii orașului în care el s-a închis cu armata nu erau deloc încântați de posibilitatea de a muri din moftul unui aristocrat și au deschis porțile în fața legiunilor lui Cezar. Și el l-a cruțat pe generalul roman, deși acela în locul lui Iulius la sigur nu ar fi făcut-o. Mai mult ca atât, fostul consul s-a simțit umilit de aceea că Cezar l-a cruțat, a încercat apoi să se sinucidă, nu i s-a primit și ulterior iar s-a alăturat forțelor optimaților, confruntându-se încă de două ori cu Iulius. Pompei continua retragerea spre sud, dar în curând a devenit evident că el poate fi prins în extremitatea sudică a peninsulei, exact cum a fost prinsă acolo armata lui Spartacus. Așa că s-a decis evacuarea din Italia în Grecia, prin portul de la Brundisium. Toate oștile lui Pompei, toți magistrații, toți senatorii, aristocrați și ecuestri care i s-au alăturat, toți s-au adunat acolo, așteptând transporturile. Pompei rechiziționa febril toate navele pe care le putea găsi. El știa că nu poate face față la momentul unei confruntări cu Cezar. Iulius afla despre evacuarea grăbită și accelera cel mai mult avansarea sa. Dacă reușea să-l prindă pe Pompei și conducerea Republicii în Brundisium, războiul putea fi încheiat dintr-o lovitură. Jumătate din armata Republicii, cât încăpea pe nave, a fost expediată în Grecia. A doua jumătate, sub conducerea lui Pompei, a rămas în oraș să aștepte revenirea flotei. Cezar s-a apropiat de oraș și a decis să blocheze portul acestuia. Inginerii săi au început să construiască un dig care ar închide intrarea în port. Iar Pompei, la rândul său, a construit pe navele rămase niște turnuri cu 3 etaje, de la înălțimea cărora ostașii săi trăgeau în inginerii lui Gaius săgeți și obiecte mai grele, încercând să-i oprească. Câteva zile a durat acest duel și apoi, când digul încă nu era finisat, în mare au apărut pânzele flotei lui Pompei, care a revenit după rămășițele armatei. Flota a intrat în port pe lângă digul neterminat și în ziua ce a urmat, cu obișnuita sa eficiență, Pompei a organizat îmbarcarea oștilor pe nave. Spre seară, deja flota era pregătită pentru a porni iar spre Grecia. Vâslele au fost coborâte.
De la informatorii din oraș, Cezar afla de pregătirile lui Pompei și pentru a nu-l scăpa, a ordonat un asalt imediat al orașului. Zidurile au fost cucerite, dar când spre seară legiunile lui Cezar au ajuns în docuri, navele lui Pompei deja s-au depărtat de debarcadere. Pe 17 martie, conducerea Republicii a părăsit Italia, navele plecând în noapte, una după alta. La finele lui martie, Iulius a revenit în Roma. Populația orașului era foarte ursuză și neprietenoasă. Deși el, fiind un propagandist foarte bun, a reușit să convingă lumea că nu va fi un nou Sula, aceasta nu anula faptul că el a încălcat legislația și era un general rebel. El a convocat rămășițele senatului și a solicitat de la ei dreptul de a utiliza pentru finanțarea legiunilor sale fondul orașului creat pentru situații extraordinare. Ca atare, fondul cel fusese creat pentru eventualitatea unei invazii a galilor. Și Cezar a indicat că, datorită campaniilor sale în Galia, pericolul din partea lor a dispărut și nu mai există necesitatea în menținerea fondului respectiv. Senatorii rămași, înconjurați de ostașii lui Iulius, au fost nevoiți să accepte aceasta. El a petrecut în oraș doar 2 săptămâni și apoi, cu viteza sa obișnuită, a revenit la legiuni. Drept magistrat senior, el îl lăsă în Roma pe unul din susținătorii săi, Marcus Aemilius Lepidus. În episodul 20 povestisem despre tatăl său, care împreună cu tatălui Brutus a condus rebeliunea contra optimaților după moartea lui Sula. În Spania erau câteva legiuni de lui Pompei și Cezar a considerat că până bătrânul general va aduna de prin tot estul oști pentru a-l înfrunta, el are timp suficient să se clarifice cu aceste legiuni deja mobilizate și experimentate. În stilul său a făcut un marș fulgerător de 28 de zile. A lăsat pe drum o parte din forțele sale să asedieze Marsilia, a atacat legiunile din Spania și le-a înfrânt. Unele bătălii au fost grele și de durată, în unele cazuri el pur și simplu le tăia accesul la sursele de apă și peste un timp opădenții se predau. Și el pe toți, ca de obicei, îi elibera. La finele acestei campanii, în decembrie 49, el iar a revenit în Roma, cerând senatului să-l numească dictator. În următoarele 11 zile a organizat alegeri consulare, a fost ales consul împreună cu un aliat al său și a depus atribuțiile de dictator. Apoi el a început pregătirile pentru a traversa Marea Adriatică în Grecia și a-l confrunta acolo pe Pompei, care continua să-și adune mare armată pentru bătălia finală. Și aici noi iarăși revenim la Burebista. Dacă mai țineți minte, când enumeram prin episodul 8 coloniile grecești de pe partea noastră a litoralului Mării Negre, am pomenit și despre Dionisopolis, aflat pe locul actualului Balcic din Bulgaria. Dionisopolisul a fost un aliat bun al dacilor în perioada când aceștia cucereau alte colonii grecești. Evident, ei au avut parte de un tratament deosebit din partea lui Burebista și, după cum s-a dovedit, reprezentanții orașului au jucat un rol important în promovarea politicii sale și negocierile cu terții. Grecii antici, spre norocul nostru, aveau obiceiul să-și onoreze concetățenii remarcabili prin niște decrete care erau scrise pe niște plăci de piatră. Dacă țineți minte, povesteam în episodul 21 despre un decret de ahistrienilor în cinstea unui concitadin de-a lor. În săpăturile din locul Dionisopolisului a fost găsit o astfel de piatră, extrem de importantă pentru a aduce ceva mai multă lumină pentru noi asupra perioadei cele. Placa era dedicată lui Acornion, un locuitor emerit al orașului, care de mai multe ori a îndeplinit niște misiuni importante, uneori din contul său. Începutul inscripției, care de altfel este parțial distrus, ne povestește despre o misiune a lui Acornion într-un oraș dacic, numit de greci, probabil Argedaon, pe nostru Argedava sau Argedava.
Misiunea diplomatică a fost la tatăl cuiva, lăsat în afara fragmentului celă de text, dar se presupune că la tatălui Burebista. Acest fragment incomplet a trezit o mulțime de discuții și întrebări, atât privind nucleul inițial al regatului lui Burebista, cât și referitor la datele vieții și ascensiunii la putere acestuia. Apoi, Acornion a fost un timp preot, suportând din cont propriu o parte importantă a cheltuielilor de oficiere a slujbelor religioase și de petrecerea sărbătorilor. Aceasta, desigur, nu i-a putut lăsa indiferenți pe concetățenii săi, ei fiind foarte recunoscători. Însă partea cea mai importantă abia urmează. Citez după Ion Horațiu Crișan. Și în timpul din urmă, regele Burebista, ajungând cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia și stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu, de Dunăre, evident, și de dincolo, și ajuns de asemenea la acesta, la Burebista, în cea din tâi și cea mai mare prietenie, obținut cele mai bune foloase pentru patria sa, vorbindu-i și sfătuindu-l în ceea ce privește chestiunile cele mai importante, atrăgându-și bunăvoința regelui spre binele orașului. Și în toate celelalte oferindu-se pe sine fără să se cruțe în soliile orașului și luând asupra și fără șovăire primejdii pentru a contribui în tot chipul la binele patriei. Și fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Gnaeus Pompeius, fiul lui Gnaeus, imperator al romanilor, și întâlnindu-se cu acesta în părțile Macedoniei lângă Heraclea Lincestis, nu numai că și-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege, câștigând pentru acesta bunăvoința romanilor, dar și pentru patria a purtat cele mai frumoase negocieri, în general în orice situație a împrejurărilor, expunându-se cu trup și suflet și folosind cheltuieli din ale vieții proprii și dând puteri noi din averea sa la unele drăgătorii ale orașului, arătă cel mai mare zel pentru binele patriei sale. Încheia citatul. Acum, noi nu știm cu ce exact s-au terminat negocierile cu Pompei, în afară de aceea că s-au terminat cum își dorea aceasta Burebista. Probabil s-a discutat despre relațiile între Roma și Dacia și despre aceea cum ar putea Burebista să le facă mai bune, ajutându-l pe Pompei contra lui Cezar. Cel mai probabil a fost promis un ajutor militar din partea dacilor în marele război pe care toți îl așteptau. Însă dacii, cel mai probabil, așa și nu au reușit să-i vină în ajutorul lui Pompei. În sursele scrise, ei nu sunt menționați în lista oștilor ce au luptat de partea lui. Mai mult decât atât, dacă lui Pompei s-ar fi alăturat armata mare a dacilor, după o mobilizare deplină de război, aceasta la sigur ar fi schimbat complet situația de pe câmpurile de luptă. Conform lui Strabon, mărimea armatei dacilor putea să ridice la 200.000 de oameni. Acum, nici până azi istoricii nu au ajuns la un numitor comun dacă această cifră e exagerată sau nu. Însă, această armată în sine ar fi depășit ca număr toate armatele ce s-au confruntat în războiul civil roman din ambele părți. Însă, chiar dacă Burebista ar fi venit și doar cu armata sa mică, cu nucleul celor de seniori războinici și militari profesioniști din anturajul acestora, oricum probabil ar fi făcut diferență. Fiindcă călăreții lui Burebista la sigur nu se temeau ca nu cumva fețele lor să fie rănite și desfigurate de cicatrici. Însă aceasta așa și nu s-a petrecut. Burebista nu a reușit să ajungă la Pompei înainte de bătălie de la Pharsalus. Dar desigur Cezar nu a uitat această promisiune de ajutor pentru oponenții săi. Și a mai adăugat un motiv la cele pe care deja le avea pentru a ataca Dacia. După plecarea în Grecia, Pompei a început fără grabă să-și adune armatele și să pregătească pentru viitoarea confruntare cu Cezar. Apropo, Pompei avea deja aproape 60 de ani și mai mulți menționau că, odată cu vârsta, el devenise mai lent și mai nehotărât. Generalului strălucit de acum 30 de ani îi lua locul un bătrân atent și indecis.
despre care Cicero scria în scrisorile sale că nu are energie, nu are planuri, nu are curaj. Pompei dorea să acumuleze cât mai multe forțe sub conducerea sa înainte de a începe o campanie decisivă contra lui Cezar. În tabăra sa s-au adunat cu timpul majoritatea optimaților și susținătorilor Republicii. Apropo, și Cicero, care inițial rămăsese în Italia, li se alătură lor. Dacă țineți minte, când s-a declanșat războiul civil, el aștepta într-un orășel din afara Romei să-i se acorde un triumf pentru campaniile sale militare contra parților din Cilicia. Și tot în așteptarea deciziei Senatului, a stat la fugă aproape în întregime acestuia din Roma. Cezar, când era în trecere prin apropiere, a venit la el să-l invite să revină în Roma, spunându-i că acum ca niciodată orașul are nevoie de Cicero. La care Cicero a răspuns că dacă el va reveni în Senat, va promova acolo măsurile și politicile pe care le consideră bune pentru Republică, majoritatea dintre ele nefiind în interesele lui Iulius. Cezar a plecat nemulțumit, spunându-i lui Cicero să se mai gândească. Cicero nu s-a mai gândit mult și s-a alăturat armatei lui Pompei. Însă când a ajuns acolo, Cato l-a dus într-o parte și a spus că e o mare greșeală că el a venit în tabăra optimaților și pentru Republică ar fi fost mult mai util dacă el rămânea în Roma și încerca să mai tempereze și controleze evenimentele de acolo. Toți știau că dacă și mai era cineva care l-ar fi putut influența pe Cezar, asta era Cicero. După ce a revenit din Spania și a fost ales consul, Iulius a decis să nu mai amâne și să-l atace pe Pompei. Deși era iarnă, el a hotărât să traverseze Marea Adriatică, chestii foarte periculoase pe timpurile cele. Navele aflate la dispoziția lui puteau transporta doar jumătate de armată, așa că Cezar cu 7 legiuni a traversat Marea și a debarcat în Grecia. Navele au fost trimise înapoi după restul armatei, însă flota lui Pompei le-a blocat în port și ele mult timp nu puteau ieși de acolo. Între timp, Cezar tot încerca să negocieze un acord de pace cu Pompei și optimații, dar fără succes. Așa că atunci când navele lui Cezar, fiind conduse de Marc Antoniu, au spart totuși blocada și au mai adus 4 legiuni pe litoralul grecesc, imediat s-au declanșat acțiunile și manevrele militare. Ambele armate, și a lui Cezar și a lui Pompei, s-au grăbit în întâmpinarea legiunilor lui Marc Antoniu. Cezar ca să-și întărească armata, iar Pompei ca să preîntâmpine aceasta și să înfrunte armatele lui Cezar pe părți. Cezar a reușit să se unească cu legiunile lui Antoniu și Pompei s-a retras în orașul Dyrrachium, actualul Durrës din Albania. Orașul era bine apărat și alimentat pe mare, așa că Pompei nu avea de ce își face griji. Ambele armate au început o adevărată competiție a fortificațiilor, întinzând zidurile în ambele părți până ele s-au proptit în litoralurile mării. Războiul care a urmat era ceva similar războiului pozițional și de fortificații din primul război mondial și toată acțiunea se petrecea între acele două ziduri. Dar până la urmă, Pompei a aflat despre un loc mai slab în fortificațiile lui Cezar și a lovit acolo. După ce oștile sale au depășit fortificațiile și cavaleria lui Pompei, scăpată la libertate, a făcut o manevră de ocolire a legiunilor lui Cezar, acestea s-au pus pe fugă. Apropo, fuga a fost generalizată și dezordonată. Dacă Pompei ar fi insistat în momentul cel, ar fi anihilat armata lui Iulius. Însă Pompei s-a temut aceasta să nu fie vreun șiretelic de-a lui Cezar și nu l-a urmărit. Citându-l pe Cezar, azi victoria ar fi fost a dușmanilor, dacă printre ei ar fi fost cineva să o ia. După bătălie, Cato umbla pe câmpul de luptă și deplângea pe toți acei căzuți, indiferent de partea cu ei luptaseră, fiindcă ei toți erau cetățeni romani. Însă majoritatea senatorilor și aristocraților din tabăra lui Pompei jubilau. Bătrânul general își demonstră încă o dată talentul militar și faptul că îl poate cu ușurință pune pe fugă pe Cezar.
Pentru ei, rezultatul final al războiului era evident. Cezar s-a retras cu legiunile sale spre sud, în adâncul Greciei, intrând în regiunea Tesalia. Acolo, lângă orășalul Farsala, a avut loc confruntarea finală între el și Pompei. Ambele oști au ocupat niște poziții strategice, însă situația armatei optimaților era mult mai favorabilă. Pompei, cu geniul său logistic, asigură oștile cu tot de ce ele aveau nevoie. Pe toate drumurile, din toate părțile, spre legiunile sale veneau caravane cu alimente. El ar fi putut păstra această poziție indefinit de mult. Armata lui Cezar însă era într-o situație mult mai gravă. Ei aveau acces limitat la apă și proviziile lor se epuizau rapid, iar provincia era controlată de optimați și nu aveau de unde să-și împrospăteze rezervele. Peste un timp, ostașii lui Cezar au început să dezgroape rădăcini de plante, să le fiarbă și să facă din ele un fel de pâine. Oricum, starea lor de spirit era nestrămutată, ei erau gata să-l urmeze pe generalul lor atât cât el le va cere. Pentru a le arăta asta dușmanilor, ei aruncau peste zidurile acestora bucăți din pâinea lor, făcută din rădăcini, pentru a le arăta că ei oricum găsesc ce să mănânce în diferite situații. Pompei, când a aflat despre aceasta, a ordonat ca știrea să fie ascunsă de oștile sale. El nu vrea ca legionarii săi să știe ce îndrăjiți sunt oponenții. Pentru Pompei era convenabil pur și simplu să stea și să aștepte până foamea își va face efectul asupra legionarilor lui Cezar. Însă aici s-a petrecut ceea ce se petrece deseori când politicienii se implică în lucrul profesioniștilor, mai ales al militarilor. Cu Pompei împreună era toată conducerea politică a Republicii, senatori, patricieni, influenți, cam toată aristocrația, care ardeau toți de nerăbdare să termine odată și odată această istorie penibilă cu fuga din Roma și traiul în condiții de campanie și să revină la palatele și vilele lor confortabile din Italia. Și, apropo, nu putem spune că eu duceau chiar atât de rău, și-au asigurat un lux inimaginabil până atunci în condiții de război. La mesele lor erau aduse de prin toate colțurile Republicii delicatese și mâncări exotice, servite pe aur și argint și pregătite de cei mai buni bucătari ai timpului. Dar oricum ei tot mai mult și mai mult îl presau pe Pompei să dea odată și odată o bătălie finală. Nu trebuie de uitat că acolo era tot nucleul cel dur de opoziție lui Cezar, grupul cel de senatori încăpățânați care îl vreau mort cu orice preț, acei care și-au adus Republica la războiul civil. Plus, cu timpul tot mai mult și mai mult, Pompei era învinuit de aceea că întinde intenționat războiul pentru a-și menține cât mai mult conducerea supremă asupra armatelor Republicii. Pompei a cedat și a decis să dea o bătălie capitală. Armata lui Pompei era cu mult mai mare decât a lui Cezar, 45.000 la 22.000, și acesta din urmă și așa trebuie să-și întindă și subțieze liniile destul de tare pentru a avea formație de aceeași lungime ca lui Pompei. Dar, mai ales, Pompei avea cu mult mai multă cavalerie decât Cezar, vreo 5-8 mii față de mai puțin de 2 mii. Și era evident că el va utiliza la maxim acest avantaj. Și armata lui Pompei și politicienii ce îl înconjurau erau mai mult ca siguri de victorie. Senatorii și patricienii din anturajul său au ordonat să pregătească la cină un ospeț deosebit cu ocazia înfrângerii lui Cezar. Cel mai sceptic dintre ei era chiar Pompei, dar ce pasă părerea generalului când senatul a decis că acela e momentul potrivit pentru luptă? Într-o parte, câmpul de luptă era limitat de un râu. Cavaleria lui Pompei a fost amplasată pe aripa opusă, pe flancul stâng. Planul era ca într-un atac rapid cavaleriștii să împrăște cavaleria lui Cezar și apoi să atace liniile acestuia din spate. Pentru Cezar această strategie era evidentă și el începe să se pregătească să o contracareze cu mult înainte de ziua bătăliei. El a pus un detașament din infanteriștii săi să învețe să lupte împreună cu cavaleria sa contra cavalerii dușmane.
Pe 9 august 48 înaintea erei noastre, în ziua bătăliei de la Farsala, Cezar și-a pus cavaleria pe același flanc al lui Pompei și împreună cu cavaleriștii și câteva cohorte de infanteriști ascunși să nu fie văzuți de nimic. Când ureașul detașament de călăreță lui Pompei a lovit în cavaleria lui Cezar și aceasta a început să se retragă, din iarbă au țâșnit infanteriștii lui. Pilusurile, lâncile pe care ei de obicei le aruncau la începutul luptei, acum au fost păstrate și erau folosite contra cavaleriei. Mai mult decât atât, Cezar își instruise ostașii să îndrepte lâncile în fețele inamicilor. El spunea că bogații și aristocrații care construiau nucleul cavaleriei se temeau mai mult să rămână cu fața desfigurată decât să piardă lupta. Plus, cavaleriștilor în genere nu le place să înfrunte infanterie înarmate cu bețe lungi și ascuțite. Și cavaleria lui Pompei s-a întors și a fugit de pe câmpul de luptă. Infanteriștii care au pus pe fugă nu i-au urmărit, ci au atacat flangul expus al armatei lui Pompei, punându-și pe aceasta pe fugă. Pompei, văzând evoluția de pe câmpul de luptă, a fugit în tabăra armatei sale, pe care o considera bine apărată și sigură. Dar când el a auzit că și la pereții taberei se duc lupte, el exclamă: „Ce, acum el atacă și tabără?” Pompei și-a scos distincțiile sale de imperator, de conducător al armatei, se îmbrăca ca un oștean obișnuit și a fugit din tabără prin porțile din spate. Spre seară, bătălia a fost finalizată cu distrugerea completă a forțelor Republicii. Cezar a câștigat. El a cinat în cortul lui Pompei cu bucatele pregătite pentru acesta de bucătarii lui cu ocazia cinei cele victorioase ce trebuia să urmeze după bătălie. Însă, după cină, Cezar a mers iar pe câmpul de luptă. Se zice că el trecea în întunericul serice, se lăsa de la un grup de cadavre la altul, căutând cu privire fețe cunoscute și șoptind. Ei singuri au vrut asta. Apropo, ambii generali erau foarte atenți în a ucide conaționali de lor. Unul din motivele de ce Pompei așa insista în a amâna bătălie cu Cezar și în a-i slăbi armatele era pentru a obține victoria cât mai puțin sânge vărsat. Cezar, în timpul luptei, a ordonat legionarilor săi să evite uciderea romanilor și să ucidă în special ostași din armatele aților lui Pompei din Est. Însă, evident, nu poți și să înfrângi în bătălie mare armata Republicii și să rămâi cu mâinile curate. Pompei a fugit spre sud, însoțit doar de câțiva apropiați. Ajuns în sudul Greciei, l-a urcat într-o navă comercială, a trecut pe la insula unde era soția sa, Cornelia, și să o ia cu el și a fugit mai departe. Locuitorii orașului unde ea locuia au ieșit în întâmpinare și l-au invitat să mai stea în ospeție. El a refuzat și a sfătuit că atunci când acolo va ajunge Cezar cu oștile sale, să nu-i opună rezistență și să-i se supună. Și să nu se teamă de nimic, fiindcă Cezar este un om de o mare blândețe și clemență. Zic că e ceva deosebit ca inamicul pe care numai cel l-ai înfrânt în bătălie să vorbească așa bine despre tine. În genere, ei doi, Iulius Cezar și Gnaeus Pompei, au avut o relație prietenească destul de bună de-a lungul anilor. Cezar a fost acel care a venit lui Pompei în ajutor când acesta s-a întors din Orient și a ajuns complet izolat în viața politică a Romii. Și dacă să lăsăm la o parte glumele despre socrul mai tânăr ca generele, căsătoria fericită a lui Pompei cu Iulia i-a apropiat mult. Chiar și în faza terminală a campaniilor sale în Galia, după moartea lui Iulia, moartea lui Crassus și destrămarea triumviratului, Cezar din răsputeri căuta soluții cum să reia parteneriatul său cu Pompei. Iar când s-a ajuns la confruntarea directă, Pompei, generalul Republicii, era foarte reticent în a începe operațiunile militare contra fostului său coleg, insistând să se caute soluții pașnice și menționând că va începe operațiunile militare doar dacă nu vor rămâne alte opțiuni, și crezând că la aceasta nu se va ajunge niciodată.
Pompei își chemase anterior toți regii clienți la război, dar unul lipsise. Regele Egiptului, Ptolemeu al XIII-lea. El avea doar 15 ani și era în plin război civil cu sora sa, Cleopatra, care avea 21 de ani. După moartea tatălui lor și ascensiunea lui Ptolemeu la tron, ei, după obiceiul dinastiei macedoniene ce conducea Egiptul, s-au căsătorit. Aceasta se făcea pentru a menține puritatea liniei de sânge a descendenților lui Ptolemeu I-ul, prietenul și ajutorul lui Macedon, unul dintre de-a doi. Ptolemeu se simțea amenințat de sora sa și a hotărât să o înlăture de la putere și să o marginalizeze. Ea inițial a fugit din țară, dar avea un suport popular destul de mare în Egipt și a revenit pentru a conduce un război contra fratelui său. Și evident, în toate aceste tulburări, faraonul nu a putut să rupă de acasă să plece să lupte într-un război străin. Și aici a venit noutatea că a sosit Pompei. Faraonul a ieșit în întâmpinarea bătrânului general pe litoralul mării. Spre nava lui a fost trimisă o șalupă. La bord s-a ridicat o delegație de pe mal, inclusiv câțiva legionari romani din anturajul faraonului. Ei au spus că nava lui Pompei nu se va putea apropia de mal din cauza adâncimii mici și au transmis invitația faraonului să însoțească el pe mal. Pompei și-a luat rămas bun de la soție și a urcat în barcă. Când barca a ajuns la mal și l-a început să coboare din ea, a fost înjunghiat în spate de unul dintre legionarii romani. Și alții dintre cei din barcă au început să lovească cu cuțitele. El și-a acoperit fața cu mâinile, dar nu a spus nimic, nu a implorat, nu a țipat. A scos doar un geamăt. Așa, cu demnitate, a murit Pompei cel Mare. Soția și însoțitorii săi îngroziți puteau urmări de pe nava lor această asasinare, urmată de aceea că însoțitorii faraonului i-au tăiat lui Pompei capul. Când de la mal spre ei s-au îndreptat câteva navi, au fost nevoiți să întoarcă spre largul mării și să salveze. Pe mal, cu cadavrul lui Pompei, a rămas un sclav de-al său care îl însoțise în barcă și lui mai târziu îi se alătură un legionar bătrân care slujise în primele campanii a marelui general. Ei au pregătit rugul funerar din lemnele aduse de apă la mal, în care l-au incinerat, conform tradiției, au îngropat cenușa și au ridicat o movilă de pietre la mormântul lui Pompei. Însă, cu timpul dunele de nisip au înghițit grămada cei de pietre, așa că peste un timp nimeni nu mai știa unde se odihnea cenușa marelui general. La doar câteva zile distanță, în Egipt a ajuns și Cezar, care pornise în urmărirea lui Pompei. El a fost întâmpinat în port de către emisarii tânărului faraon, care au transmis cadouri. Printre ele era și principalul cadou, capul îmbalsamat al lui Pompei. Cezar, la vederea lui, a făcut câțiva pași în urmă, întors îngrozit și dezgustat capul într-o parte de la această priveliște și a plâns. Faraonul, cu asasinarea lui Pompei, a încercat să-i câștige recunoștința lui Cezar. Iată, tu îl urmăreai, dar eu deja am avut grijă de el. Ptolemeu nu înțelegea o chestie despre Cezar. Evident, Iulius îl urmărea atâta pe Pompei, dar cu un singur scop, să-l prindă pentru că apoi să-l ierte și să-i dea drumul. Faraonul nu știa despre clemența lui Cezar și despre aceea că pe cei doi mari generali doar întâmplare a făcut dușmani. Gnaeus Pompei Magnus, Pompei cel Mare, chiar a fost o figură excepțională în istoria Romei. Un general născut cu o carieră începută foarte devreme, cu cel mai mare număr de triumfuri de până atunci, un administrator înțelept și eficient. Nu mă apuc să mai enumăr odată toate campaniile sale, au fost multe și până la Farsalus el nu fusese învins niciodată. Pompei nu era politician, era temut de politicieni și a avut parte din partea lor doar de probleme. Ambițiile sale se refereau nu atât la căpătarea unei puteri enorme, ci la căpătarea unei faime enorme și a dragostei cetățenilor Republicii.
Nu era nici pe departe ideal, însă, cum am spus și anterior, era foarte simpatică persoană și era un cetățean bun. Așa, deloc fericit, a început cunoștința lui Cezar cu dinastia Ptolemeilor. El se va implica în politica egipteană și va dori să termine războiul civil ce răvășea țara și să găsească o soluție ca să oprească cumva conflictul între faraon și sora acestuia. Și pentru asta el a convocat-o și pe Cleopatra la palat. Dar ce s-a primit din aceasta voi povesti deja în episodul următor. Vă mulțumesc și rămâneți cu mine și în continuare. Totul abia începe. La revedere! Thank you.